Domnul și domnul, am revenit aici la Agricultura, la Raport. Vreau să discutăm de la ora asta și despre războiul ăsta pe care îl aveți dumneavoastră, cei din sectorul vegetal, cu apicultorii. Despre neonicotinoide s-a tot vorbit, s-a tot discutat, despre faptul că aceste substanțe fac mult rău albinelor. Dreptatea probabil că trebuie să o hotărească altcineva. Eu vă întreb pe dumneavoastră ca și fermier, ca și lucrători ai pământului. Dacă aș discuta cu cei din apicultură, sunt sigur că aș primi alte răspunsuri. De asta probabil că întrebați că ați citit sau ați auzit că... Da, e un comunicat al Federației Rom Apis în care își prezintă dezacordul față de poziția domnului președinte al ASAS, Valeriu Tabără, care a spus la un moment dat că am făcut analize în străinătate, nu există urme de neonicotinoide nici în floarea de rapiță, nici în floarea soarelui. Deci am participat la prezentarea temei de cercetare la ASAS. Tema de cercetare este făcută de Institutul de Protecție a Plantelor, Institutul de Cercetare Dezvoltare în Apicultură, cu concursul Asociației Producătorilor de Porumb. A fost de-a lungul anului 2017-2018 derulată tema. Rezultatele... Am uitat să vă spun că analizele au fost făcute în laboratoare din Germania și în laboratoare din Bulgaria. S-au controlat plante cu semințe tratate cu neonicotinoide. La rapiță, la floarea soarelui, porumb și la rapiță s-a luat numai din floare mostră și s-a demonstrat că este sub limitele admisibile sau aproape deloc. Acum depinde de laboratorul unde s-a făcut. Sunt cazuri în care în laboratoare în Germania a fost depistat o cantitate foarte mică, sub limita admisibilă. În Bulgaria, practic, nu a fost și invers, s-a întâmplat. Dar la floarea soarelui s-a luat din plantă, deci din frunză, și din floare. La fel aceeași treabă. La porumb s-a luat la fel din plantă și din spic, floarea porumbului, și bineînțeles că nu s-a depistat deloc neonicotinoide. Pentru că trebuia să se ia și analize din miere, polen, la gura stupului, s-a făcut și treaba asta, la fel, aceeași treabă, n-a ieșit deloc decât sub limitele admisibile, cu mult sub limitele admisibile date de Uniunea Europeană admisibile. Nu. După ce s-a încheiat prezentarea, am ajuns la concluzia că noi, cei specialiști de acolo, că trebuie continuate teme de cercetare, tocmai pentru că trebuie făcute și analize asupra albinelor moarte la gura stupului, să vedem ce se întâmplă, dacă nu cumva albinele de acolo sunt. Acum, în prima fază, nu s-a făcut și la albine. Și, bineînțeles, se extinde puțin în tratamentul cu neonicotinoide în vegetație, ceea ce, după părerea mea, nu se justifică sau... E o logică aici, în momentul în care n-ai tratat sămânța, bineînțeles că nu-ți mai răsare și n-ai ce să mai tratezi după ce n-a răsărit. Deci tratamentul verde nu cred eu că este eficace sau normal făcut.
Acum trebuie să înțelegem că de față au fost atât protecția plantelor, dar au fost și Institutul de Cercetare și Dezvoltare în Apicultură, care, bineînțeles, că nu apărea decât interesele apicultorilor. Și mai mult decât atât a fost Alina Crețu, care este director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb, persoana care împreună cu apicultorii au creat ghidul acela pentru apicultură, ghidul de între apicultori de bune practici. De bune practici între agricultori și... Părerea mea este că e foarte ușor să arunci cu vorbe, așa cum Federația prin președintele lor aruncă, fără să vii să susții cu niște probe făcute în laboratoare, ca să putem să ajungem la o concluzie corectă. Părerea mea că este o treabă falsă și bineînțeles că trebuie demonstrată neapărat cu analize, altfel nu. Nu se acceptă de către fermier. Fermierul este pus în situația în care, în primăvară acum, el nu mai are posibilitatea să facă tratarea semințelor la floarea sorilor și la porumb și ca atare vom transforma cultura integrală în România în loturi experimentale, dacă vă mai apare sau nu vă mai apare cultura la atacul de Tanimecus, care știm bine că cel puțin pe sudul României este devastator. Domnul Vasile. La fel cum spunea și domnul Lungu, sunt într-o totul de acord, nu am văzut niciun fel de efect, dar e bine să învrăjbești cele două tabere pentru a dezbină și condu. Cam asta este. Și văd că la nivel național se întâmplă acest lucru, în loc să creăm o unitate, nu facem nimic altceva decât dezbinăm. Bun, haideți să vă dau și o veste bună. Dacă îmi permite vă permit și dumneavoastră să comentați, dar vreau să vă dau și o veste bună înainte să comentați vis-a-vis de războiul ăsta dintre fermieri și apicultori pe neonicotinoide. Astăzi, în ședință de guvern, a fost aprobată hotărârea privind stabilirea pentru anul 2018 a cuantumului per hectar al plății unice pe suprafață, al plății redistributive și a intervalelor de suprafață pentru care se acordă acestea. Și mi-aș permite să vă citesc, dacă sunteți de acord, câteva cuantumuri pentru care dumneavoastră urmează să mergeți la APIA să primiți. Avem așa schema pentru plata unică pe suprafață, 100,2 euro per hectar. Plata redistributivă pentru intervalele între 1 hectar și 5 hectare, inclusiv 5 euro pe hectar, și peste 5 hectare până la 30 de hectare, inclusiv 50,3 euro pe hectar. Plata pentru înverzire 58,2 euro pe hectar. Sunt sume importante, dacă mă întrebați pe mine. Acum nu știu dacă sunt suficiente, dacă vă așteptați la mai mulți bani. Cert e că domnul ministru Petre Daia a anunțat și faptul că pe 16 octombrie de la APIA vor pleca primii bani către fermieri, avansul de 70%. Vă rog, domnul Struescu. Da, referitor la albine, la ordiniști, cred că erau albine, nu trântori. Am făcut o glumă, da. Și aici o chestiune dificilă care trebuie discutată, nu trebuie să ne învrăjbim unii fața altora. Știm foarte bine și spunea cineva că dacă albinele dispar de pe pământ, dispare și viața, dispare și om. Dar, cum spunea și domnul Lungu, s-au făcut atâtea studii. Știm foarte bine în perioada dinainte de 89, ce substanțe se foloseau pentru tratarea semințelor de porumb, floarea sorului, rapiță și așa mai departe. Și n-am avut o problemă. Eu cultiv anual între 500-600 de hectare de rapiță, 300 de hectare de floarea sorului, și ajung la 2.000 și 5.000 de stupi, depinde cum în zona unde cultiv eu rapiță și floarea soarelui. Și
Deci nu am auzit pe niciun apicultor că atâta timp cât a stat cu stupii în floare, la rapiță sau la floarea soarelui, să-i fi murit vreun stup. Da. Dar, cum spunea și domnul Lungu, haideți să vedem și dacă apicultorii tratează, pentru că trebuie să îngrijești albinele. Nu e chiar așa. Ai un stup și lasă-l în... Haideți să vedem și de ce mor albinele. Dar, cum spuneam, atâta timp cât au cules din rapița cultivată de mine sau din floare, n-a murit niciun stup. Haideți să lăsăm lucrurile astea, haideți să nu ne mai învrăjbim sau vrem să importăm și porumbul acum. Pentru, spuneați tot dumneavoastră, pe sudul României, sau colegul spunea, noi nu putem să cultivăm floarea soarelui și porumbul pentru că nu o să răsară. Va fi distrusă sămânța de vermele sârmă, de... Taninifus. Haideți să spunem oamenilor pe tot rățușcă, să înțeleagă fiecare fermier și atunci ce facem? Investim în sămânță, investim în lucrări și când e să răsare nu mai răsare nimic. Păi dacă sunt studii, s-au dovedit că nu afectează albina, da? Vin deținători de stupi în cultura de rapță și floarea soarelui. Nu au nicio problemă. Păi de ce atâta scandal pe chestiunea asta? Sau s-a discutat vreodată ce alternativă este pentru fermierii din România care cultivă porumb și floarea soarelui? Pentru a trata sămânța? Nu. Păi, ce să înțelegem de aici? Exact ca și la pesta porcină. Hai să mâncăm tot, să importăm tot și noi să ne ducem să muncim la ei. Și vedem ce se întâmplă cu satul românesc. Nu mai este nimeni. Deci, acesta e punctul meu de vedere. În regulă. Hai să vorbim un pic acum și despre irigații, pentru că dacă tot vă plângeați dumneavoastră la început de emisiune despre faptul că au fost anumite producții afectate de lipsa precipitațiilor... Nu putem semăna. Cu atât mai mult. Și chiar dacă am semănat... Da, degeaba am semănat. Degeaba am semănat că nu au apărut rezultatele pe care le doreați, le urmăreați. Sunt ceva vești bune pe partea asta. Știu că au fost puse în funcțiune mai multe stații de pompare în diferite regiuni ale țării. În zona Olteniei, la dumneavoastră, mai aveți ceva de așteptat, domnul Struescu, din câte am putut înțelege. Dar ploile. Uitați că aici, în sud, după 12 ani în care nu a funcționat, zilele trecute s-a pornit stația de pompare Jilava din cadrul amenajării Berceni Vidra Frumușani, având o suprafață deservită de aproape 10.000 de hectare, canalul de aducțiune în lungime de 26 de kilometri. A fost curățat și acum este funcțional. Și oamenii irigă? Vor începe să irige, au posibilitatea asta să o facă. Nu știu dacă irigă în momentul ăsta. Și va funcționa ani de zile, zeci de ani de zile, mai ales că acești bani sunt gestionați și acest sistem de reabilitare, acestor sisteme de irigație sunt gestionate de ministrul Perez Daia, care, având experiența din 2003... Anifu, cine se ocupă de ele? Am înțeles, Anifu. Da. Păi, nu, Anifu. Și cine dă banii? Pentru reabilitarea lor? Ministerul Agriculturii e sectorul de îmbunătățiri funciare. Da. Care Anifu se subordinează cui? Nu, și e greșit că dă banii? Nu, Doamne ferește, nu. Dar având experiența din 2003-2004 cu reabilitarea cu sute de milioane de dolari a sistemului de irigații care tot așa se pozea articole și așa mai departe. Nu stresc cu acum, făceți-mă și voi să înțeleg dacă le pun în funcțiune, nu e bine, dacă nu le pun în funcțiune, iar nu e bine. Cum să fac atunci? Nu. Haideți să fii responsabil. Și sunt responsabil pentru ceea ce vorbim. Așa spuneți. Dacă ne apucăm să facem aceste sisteme de irigație, să le reabilităm, să le reparăm,
Adică ca la o Dacie veche. Așa, o dacă îi punem o planetară aia... Dom'le, poate că ăsta e, ăsta e deci... nivelul nostru în momentul ăsta. Dom'le, ca un om care e sărac și își mai cârpește o haină, își mai scoate din garderobă un pantof mai vechi. Suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Da? Haideți să facem un sistem de irigații performante. Sunt bani care sunt aprobați de Uniunea Europeană, bani de la bugetul de stat. Bineînțeles că se pot cheltui cum vor unii și alții, pentru că nu sunt controlați de Uniunea Europeană. Da? E mai simplu să-i cheltui. Dar haide să facem, dacă ne apucăm să facem, păi haide să le schimbăm. Nu le dăm cu o văruială, cu o vopsea și am reabilitat stațiile de pompare care... Sunt stații care trebuie să funcționeze până la urmă la capacitate ca să putem să irigăm. Adică nu trebuie să ne batem joc de așa ceva. Avem o infrastructură. Măcar pe asta să o reabilităm. Gândiți-vă să te apuci să faci o astfel de infrastructură care a fost înființată acum 50-60 de ani. Da? Adică să despăgubești, să faci acele canale, să chiar și acolo unde sunt stațiile de pompare. Da? Dar schimbă, domne, pune pompe, pune motoare performante. Pentru că sunt bani, da? Și dacă sunt bani, păi banii ăia, bagă-i acolo unde trebuie. Ca să ne folosim de ei, să creăm plus valoare, să funcționeze. Ca să le facem acum, să ne facem niște poze, câteva articole și am făcut sistemul de irigații. Nu sunt în stare ăștia să irige. Sau mai nou spune că Stroiescu nu vrea irigațiile în Mehedinți. Păi dacă eu sunt un simplu fermier. Și apropo, bine că ați adus aminte și vreau să, poate aude și cineva de la Îmbunetățe Fuciare și chiar ministrul Petre Daia. În 2003-2004 s-au înființat acele asociații. Da, ale udătorilor. Au AIE-urile, da? Care au primit cu titlul gratuit infrastructura secundară de la ANIF. Au fost înființate conform unei hotărâri judecătorești. Ele funcționează și astăzi. Sau sunt înregistrate și astăzi. Păi nu mă poți obliga pe mine, care acele asociații știm ce s-a întâmplat. Dacă vorbim de terenurile mele agricole, sunt între două canale de irigații. 4 km de rețea electrică a fost pusă la pământ. Televiziune, poliție. Bineînțeles că poliția a venit când a auzit că a venit televiziunea. Da? Dacă nu mai mult de 4 km, au dărâmat stâlpii și au luat firele de aluminiu. Era mai simplu și nu trebuia să urce pe stâlp, să rupă firele de curent. Să știți că trebuie să vă contrazic, pentru că dumneavoastră spuneți în momentul ăsta că toate stațiile astea, ce să înțeleg, au fost repornite cu motoare vechi, cu aparatură veche, nu e chiar așa. Uitați la Gălățuiu Călăraș, am înțeles că sunt 6 electropompe noi. Eu nu cred că e aceeași tehnică de acum 30-40 de ani. Cum e, domnul Vasile? Eu vorbesc de zona unde cunosc. Păi, dar dacă vorbiți de zona unde cunoașteți, asta nu înseamnă că e valabil la nivel general. Dar n-am spus la nivel general. O fi vreo excepție. Nu spun că nu fi vreo excepție, dar eu nu cred că sunt aceleași electropompe de acum 30-40 de ani. Sunt stațiile de pompare, noi vorbim de infrastructura principală. E stația de pompare din Dunăre sau e o stație de repompare? Sunt fermierii care s-au implicat și au făcut acele ouă aiuri. Și vreau să termin. Nu știu dacă mai avem timp acum, chiar aș vrea dacă e destul de târziu. Încercați să-l sunați pe domnul director general de la ANIF, pe domnul Barbu. Să vedem dacă reușim să prindem în intervalul ăsta. Dacă îmi permiteți să termine cu asociația ca să înțeleagă. Ministerul Agriculturii ar putea să dea un ordin. Guvernul ar trebui să dea un ordin ca noi, cei care lucrăm în prezent terenul. Pentru că atunci au fost alți proprietari, alți utilizatori al terenului din zona unde a fost amenajată pentru irigații. Noi nu putem să creăm aceștia ouaiuri pentru că infrastructura sau arealul unde a fost dat acestor asociații e încă în proprietatea asociațiilor. Da? Și noi nu putem să creăm OAI-ul. Dar întrebarea mea, care e ideea dacă rămâne acea asociație și se numește Asociația Utilizatorului pentru Irigații și trebuie să o schimbăm noi în OAI-uri. Dar cel mai important, nimeni nu este tras la răspundere. Ce s-a întâmplat cu acele
motoare, pompe, care, stațiile de repompare, țevi și așa mai departe, care au fost date cu titlu gratuit acestor asociații. Nimeni nu răspunde. Și vin la noi. Acum, eu să semnez un protocol cu fosta asociație că preiau tot ce au primit ei în 2004. Păi nu se poate așa ceva. Eu îți preiau, facem un protocol de predare-primire cu ce există pe teren. Adică nimic. De restul răspund, îmi pare rău. Deci asta e ideea și nimeni nu vrea să spună. De asta nu se pot face organizațiile în zona respectivă. Dar e simplu să spui că nu vrea Străiescu să facă irigații. Păi cum să nu vreau să irigați când eu am investit... Dumneavoastră vreți să faceți irigații? Nu vreau să fac, nu trebuie irigații. Totul e în regulă, avem în cantitatea de precipitații necesară. Nu mă aflu într-o zonă cu irigații. Mulțumim lui Dumnezeu. Ce putem să spunem? Da, e nevoie de apă, e nevoie de irigații. Dar acum să ne înțelegem bine. Orice nouă rânduire care a venit în România a distrus ce a făcut cea dinainte. Că a fost monarhia, a stricat că a fost alegeri. Că a venit capitalismul, a stricat că a fost al lui Ceaușescu. Nu, au fost lucruri făcute și trebuie să construim pe ele. Inclusiv ce am făcut eu, unde m-am dezvoltat pe vechile ruine. Ruine au fost. Deci nu știm decât să dărâmăm. Suntem o nație de oameni care dărâmăm și stricăm. Dar trebuie nu să noi, construim pe nu ce noi, avem. Nu noi fermierii. Așa și eram, dumneavoastră și toți fermierii de România au construit pe locurile mari... unde... Nu, dar eram... România Sturescu, la un moment dat, în emisiunea asta, a spus că trebuie să acționăm ca o echipă, da? Da. Bun, dacă acționăm ca o echipă, ar trebui să ne asumăm și bunele și relele. Da. Haideți să nu încercăm așa să dăm tot timpul vina numai pe unii, ăia sunt băieții răi, noi suntem băieții buni. Da. Nu vorbim de noi aici la masă, întotdeauna cei de față fac excepție, da? Cred că vina asta e așa, pe undeva la mijloc. Corect. Eu așa mă gândesc totuși. Să înțeleg că eu nu înțeleg. Ce nu înțelegeți? Bun. Ce vină port eu? Nu, că nu se investesc banii personal, cum trebuie. Nu vorbim aici de... Bun, ce vină au fermierii din țara asta? De Vasile, ce vină au fermierii ăștia din România când se cheltuie banii așa cum nu trebuie? Da? Și tot fermierii trebuie să plătească prin taxele și impozitele și să mărești și așa mai departe. Cine? Noi suntem de vină. Că ei nu investesc banii acolo unde trebuie și unde trebuie. Haideți să nu mai aruncăm pe fermieri, că suntem noi de vină. Nu-i de ajuns cât riscăm, cât muncim. Unde, dracu, să ne mai ducem? Scuzați-mi expresia. Să ne ducem iară să fim ce? Sclav și în afară. Haideți să importăm, cum spuneau și cei de la Albine, nu mai tratăm sămânța și o să importăm porumb. Păi ne lăsăm de agricultură, să vedem ce mâncăm. Să facem referendum. 25% din populația României. Păi asta e ideea, că te duce la disperare până la urmă o astfel și creăm politica. Nu. Să facem un referendum privind politica agrară a României. Din 18 milioane 400.000 de votanți, 25% da. Sunt agronomi. Contactați, sau agricultori. Contactați beneficiari ai sistemului de irigat, fermieri din zonele date în folosință și vedem dacă este avantajos, nu e avantajos, dacă e benefic sau nu. Domnule, benefic e, dar depinde care sunt domnule, costurile. Că e benefic și costurile care sunt, gândiți-vă că nu ai eu nu sunt fermier, nu sunt agricultor, dar îmi dau seama că dacă irigi, faci mai mare producție decât sau dacă cel puțin nu pierzi. Sau deci asta, deci e total de acord să... Deci pentru mine n-ar fi o problemă fi o capacitate să realizezi lucrurile 1500 de lei pe hectarul de sau chiar și 2000 de lei pe un hectar de cultură înființat. Aș cheltui în plus, dar cel puțin ajung la zero, da? Cu cheltuielile nu pierd. Și vedem ce se întâmplă în toamna asta, da? Haideți, vorbeam mai devreme. Deci, agricultura e un business foarte dificil. Și vă mulțumim pentru ce aveți acolo pe burtieră. E greu să fii fermier. E dezastru să fii fermier în România, da? Și spuneam ce că nimeni nu-ți apără interesul fermierului român. Dar am discutat mai devreme în emisiune. Și apropo de irigații, referitor la aceste asociații, păi haideți să clarificăm cum face. E simplu, domnule. Da? Ce ai făcut în 2003-2004? N-am ceva personal. Da? Nu fac ca unii lideri care să-l desfințeze pe un ministru atunci când ia pe faraș și trebuie să plece. Nu. Eu am spus-o la început. Ministrul Daia e o pierdere pentru agricultura și pentru agricultorii din România. E punctul meu de vedere. Da, am spus-o, da? Și o repet. Nu înseamnă că trebuie să fii și de acord cu mine. Nu trebuie să fii de acord cu mine. Dar
Da. Asta e situația. Nu știu câte minute mai avem, poate îmi spun cei din regie ca să știu dacă mai avem. Nu mai, am ajuns la final, a trecut timpul repede. Domnilor, ce să vă zic, vă mulțumesc că ați fost aici în seara asta. Am discutat. Sperăm că ne-a auzit cineva. Emisiunea e urmărită, să știți. E foarte urmărită, să știți. AgroTV să uită fermierii. Acum nu vreau să-l dar e o emisiune foarte urmărită și în mediul urban. E foarte bine lucrul ăsta. Deci, e foarte urmărită. Oamenii... Să știți că suntem singurul post de televiziune, că mai sunt alții care caută să se împăuneze așa cu diferite titluri, că fac, că drept pentru fermieri. Foarte bine că fac și dumnealor, dar până una alta, asta e singura televiziune dedicată agriculturii. De vedere suntem fiecare. O platformă media. Noi vă respectăm părerile tuturor. Noi vă mulțumim pentru posibilitatea să veniți aici, să spuneți ce vă convine, ce nu vă convine. De asemenea, și autoritățile sunt binevenite să spună ce au reușit să facă. Poate că e și vina lor că nu reușesc de multe ori să comunice suficient de bine și nu transmit mesajul ăsta către dumneavoastră. Poate dialogul ăsta ar fi mult mai eficient între fermieri și autorități. Nu sunt eu măsură să judec, dumneavoastră resimțiți cel mai bine ceea ce se întâmplă. Ce pot eu să fac pentru dumneavoastră și pentru ceilalți e să vă ofer spațiul ăsta de emisie, posibilitatea asta prin intermediul AgroTV-ului să vă exprimați, să vă spuneți punctele de vedere. La emisiunea și... dumneavoastră ar fi foarte bine, iarăși punctul de vedere, dacă și autoritățile ar fi stat aici și să discutăm față în față. Adică să confirme sau să infirme, să spună Stroiescule, tu ești un mincinos. Da, nu știu asta este. Asta ar fi trebuit să fie. În momentul ăsta, nu, că nu... Dar nu separat. Eu îmi spun o să, aștept, o să încercăm să chiar vă rugăm. În viitor să vă punem pe unii și pe alții la aceeași masă și să aveți așa. Numai în felul acesta putem să construim dialog constructiv ceva bun pentru români și pentru România. Doamne ajută așa să fie. Bine, au trecut repede cele două ore. Ne vedem luni seara aici la Agricultura la Raport. Dar până atunci urmăriți programele noastre pentru că aveți ce vedea aici la AgroTV. Seară bună, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.